Hristos, aș dori să cântăm împreună spre slava Lui și spre deschiderea sufletului nostru spre El. Cântarea Cum strig un cer setos de apă rece. Cum dorește un cerb izvoarele de apă, așa te dorește sufletul meu pe tine, Dumnezeule. Sufletul meu însetează după Dumnezeu, după Dumnezeul cel viu, când mă voi duce și mă voi arăta înaintea lui Dumnezeu. Tatăl nostru, în numele scump al Domnului Iisus, venim înaintea Ta în seara aceasta să Te rugăm să faci un prag dintre zilele acestei săptămâni și începutul acesta de sabat. Un prag unde să rămână toate grijile și poverile noastre. Un prag de unde să putem primi pacea, liniștea și bucuria Ta. Un prag de unde să începem să trăim și să rămânem numai cu Tine. Un prag unde prezența Ta să ne fie casă, să ne fie bucurie și desăvârșire. Te invităm, Doamne, să fii cu noi și prin calea cuvintelor Tale. Mângâie-ne, ajută-ne, Doamne, să putem înțelege voia Ta și planul Tău cu noi. Ajută-ne să Te cunoaștem mai bine și să ne apropiem de Tine în zilele acestea. Prin Domnul Iisus Te-am rugat. Amin. Aș vrea să spun tuturor pacea Domnului Iisus și să vă spun un bun venit. Celor de departe, celor de aproape, cerul să ne fie casă. Aș vrea să cântăm împreună totuși, să mai cântăm și după ce am invocat prezența lui Dumnezeu.
Și aș vrea să cântăm împreună cântarea La a ta chemare vin, înaintea ta pășesc. Imediat va fi și număr. În cărțile vechi le puteți găsi la numărul 50, dacă nu mă înșel. 50 înaintea ta, la a ta chemare vin. Haideți să vedem. Cele noi 184. Vreau să vă întreb dacă ați reținut vreodată din studiul dumneavoastră îndelungat în Sfânta Scriptură următoarea expresie. Fiul lui Asaf, căpetenia care cânta lauda la rugăciune. Căpetenia care cânta lauda la rugăciune.
Neemia 11 cu 17. M-aș ruga Domnului ca melodiile și cântările pe care le înălțăm înaintea lui Dumnezeu să intre în mod foarte serios în programul nostru de rugăciune. De asemenea, în afară de psalmi, expresia care spune rugăciunea prorocului Habacuc și mai departe, decântat în felul cântecelor de jale. Deci, rugăciunea lui Habacuc, care trebuia să fie cântată. Apropierea dintre cântare și rugăciune se face până la identitate, până se suprapun. Rugăciunea se cântă, de asemenea este cântare de laudă la rugăciune. Asta este unu. Doi, cântarea însăși este o rugăciune. Când cântarea își pierde noțiunea ei de rugăciune, cântarea se devalorizează și coboară jos de tot printre lucrurile obișnuite ale noastre. În seriile acestea vorbim despre închinare sau despre rugăciune și ar trebui să ne aducem aminte din nou că anume închinarea sau rugăciunea este lucrul de cea mai înaltă calitate care ar putea să pornească din viața noastră. Deci nu există ceva mai de calitate decât rugăciunea și închinarea care să pornească din ființa umană. Nu există nimic. Ele țin de adorarea noastră, ele țin de cel mai sublim lucru care se degajă din sufletul nostru. Și atunci dacă vorbim de lucrul acesta, atunci trebuie să înțelegem că închinarea este cel mai important lucru, cea mai sublimă experiență care poate să aibă loc în ființa noastră. Din cauza asta, unul dintre mari teologi spunea că noi suntem schimbați prin rugăciune. Noi suntem schimbați prin rugăciune sau prin închinare. Ceea ce înseamnă prin lauda noastră, prin rugăciunea noastră. Prin momentul în care noi ne plecăm genunchiul înaintea lui Dumnezeu. Rugăciunea este un fel de atelier în care fiecare dintre noi intră. Cu cât stăm mai mult acolo, cu cât stăm mai des acolo, cu atât lucrarea care se petrece în atelierul acesta este mai profundă, unu, și se maturizează mai repede. De o vreme încoace vorbim despre rugăciune. Primul nostru moment în care am vorbit despre rugăciune a fost vineri seara trecută, în care am spus că la un moment dat îngerii au fost surprinși de calitatea unei rugăciuni. Citatul spunea, niciodată nu auziseră îngerii o rugăciune ca aceasta. Era vorba de rugăciunea Domnului Iisus Hristos, în fața cărei rugăciuni apostolii au spus, Doamne, învață-ne să ne rugăm. Nu neapărat în legătură cu rugăciunea aceea de atunci, dar confruntați cu rugăciunea Domnului Iisus Hristos, ucenicii au zis, nu, noi nu știm să ne rugăm, Doamne, învață-ne Tu. Probabil că trebuie să amintim acum un lucru și anume, fariseii, poporul evreu, avea o adevărată școală a rugăciunii. Ei nu erau oameni neînvățați în ceea ce privește rugăciunea. Repet, avea o adevărată școală și totuși ucenicii se adresează Domnului Iisus Hristos dându-și seama că tot ceea ce ei învățaseră până atunci e egal cu zero. Doamne, învață-ne Tu că ce am învățat noi până acum nu-i. Doi, casa mea se va chema o casă de rugăciune pentru toate popoarele. Și am vorbit despre faptul că
Dumnezeu vrea să facă din această casă a sa o casă în care poporul lui să se laude cu faptul că se întâlnește cu Dumnezeu în această casă, unu, și doi, Dumnezeu răspunde în mod direct la rugăciunile pe care noi le ridicăm în această casă înaintea Lui. Spuneam data trecută, Dumnezeu așteaptă ca noi să înțelegem că este șansa noastră ca aici să se întâmple minunile sale cu fiecare dintre noi în momentele de rugăciune. Dumnezeul mântuirii noastre, Tu care ne asculți prin minuni. Minunile nu se vor întâmpla în mijlocul unei predici. Minunile nu se vor întâmpla în mijlocul pauzelor noastre. Minunile nu se vor întâmpla. Minunile se vor întâmpla în momentul în care cineva se întâlnește cu Dumnezeu și e pe genunchi. Asta este momentul, locul, contextul în care poate să aibă loc o minune. Numai atunci. Din cauza aceasta, vă provoc în seara asta să continuăm mai departe studiul nostru în legătură cu rugăciunea. Fiind vineri seara, nu va fi un studiu lung. Dar totuși, facem un pas înainte. Un pas care vrea să țină de încercarea noastră de a înțelege sau a defini rugăciunea. Ce-i rugăciunea, fraților? Ce e rugăciunea? Asist deseori la această rugăciune care folosește cuvinte din Spiritul Profetic. Îți mulțumim pentru un altul privilegiu al rugăciunii. Frumos, e adevărat. Ce e rugăciunea? Psalmul 42 era psalmul pe care l-am citit în seara aceasta, în momentul în care am făcut un preambul sau o introducere la rugăciune. Și spune așa, cum dorește un cerb izvoarele de apă, așa te dorește sufletul meu pe tine, Dumnezeule. Noi nu prea știm în ziua de astăzi nici prea bine ce mai este un cerb. Știm ce e cerbul. Știm foarte puțin despre obiceiurile cerbului. Știm și mai puțin problema cerbului în legătură cu apa. Și nu vreau să descriu acum foarte mult, dar vreau să spun doar câteva lucruri pe care dumneavoastră cred că vi le amintiți. Cerbul este acela care conduce un grup de căprioare. Cerbul este acela care își propune la un moment dat să aibă grijă de ele. El este cel care aleargă foarte mult și din cauza aceasta de foarte multe ori are probleme în legătură cu setea. Și la pârâu sau la apă este cel mai vulnerabil. La apă este cel mai vulnerabil. În mare parte, la apă se întâlnesc toate animalele, se strâng acolo, și cele de pradă, și cele care sunt prădate. Și acolo se întâmplă confruntarea între cele două. Acolo își încheie viața, de cele mai multe ori, animalul care nu se poate apăra. Cerbul are o problemă cu treaba asta și psalmistul spune, cum dorește un cerb izvoarele de apă atunci când este sete și când nu poate să ajungă acolo, așa te doresc eu pe tine. Cum vi se pare această stare de lucruri? Cum vi se pare această emoție? Eu am nevoie să știu despre lucrul acesta pentru că, sincer, trăim într-o vreme în care dorul nostru după Dumnezeu pare că scade. Dorul nostru după El. Ne uităm uneori la scaunele goale. Ne uităm alteori la pasivitatea noastră. Ne uităm că atunci când este vorba să facem un efort cât de mic pentru Dumnezeu,
Comparăm efortul nostru de fiecare zi și spunem și așa muncesc în continuu toată săptămâna și pentru Dumnezeu trebuie să muncesc. Dar nu se poate. Și ajungem la concluzia ciudată că ar trebui să muncim pentru lumea aceasta și pentru Dumnezeu trebuie să ne odihnim. Asta este singura monedă care funcționează. Pentru lume muncim, iar pentru Dumnezeu ne odihnim. Există o problemă aici. Psalmistul o surprinde foarte bine. Aproape ne întreabă, tu mai dorești apa? Mai dorești apa sau nu? Îmi place foarte mult un proverb care spune că pentru cel leneș, el își închipuie că este un leu pe uliță care ar putea să-l atace și el nu iasă afară, că cine știe ce s-ar putea întâmpla. Mi se pare cumva că noi ne-am lenevit la capitolul acesta al cunoașterii de Dumnezeu și ne-o fi sete cumva. Poate că ne e sete. Dar nu mai plecăm la izvor. Nu mai plecăm la izvor. De ce? Avem diferite motive. Leul care ne stă în față, problemele legate de muncă, toate sunt motive. Dar, repet, toate sunt motive. Aveam un profesor, profesorul de limba română, pe care l-am admirat foarte mult. De obicei, elevii întârziau la oră. Se întâmplă treaba asta. Și dădeau buzna după ce începea ora și spunea, domn profesor, am întârziat. Și el spunea, nu trebuie să-mi spui asta, că văd. Văd că ai întârziat. Nu te întreb nici motivul pentru care ai întârziat. Mie să-mi spui cauza motivului. Puțin mai în spate. Poate că lucrul ăsta ar merita gândit. În momentul în care rugăciunea noastră devine mai slabă, în momentul în care rugăciunea noastră devine mai neputincioasă, în momentul în care dorul nostru după Dumnezeu pierde din intensitate, când dragostea noastră din tâi se răcește, în momentul în care frecvența la biserică scade și sfatul lui Pavel care spune să nu vă părăsiți adunarea voastră cum au unii de obicei, e aproape uitat, nici nu mai este de actualitate. În momentul în care se întâmplă toate lucrurile astea, vreau să vă întreb, care este cauza motivului? Nu motivul. Care este acea cauză care ne face să găsim motive? Și aici mă întorc din nou la ceea ce spune unul dintre fiii lui Core. Cum dorește un cerb izvoarele de apă, așa te doresc eu pe tine, Dumnezeu. Sufletul meu însetează după Dumnezeu, după Dumnezeul cel viu. Când mă voi duce și mă voi arăta înaintea lui Dumnezeu? Vreau să vă întreb această ultimă parte și cu asta aș vrea să închei acest prim moment. La ce se referă? Când mă voi duce și mă voi arăta înaintea lui Dumnezeu? La ce se referă? Poftim? E de analizat puțin acest psalm. E de analizat și de întrebat ce îl făcea pe unul dintre acești fii ai lui Core să nu se mai poată duce acolo. Fiii lui Core erau unii care trebuiau să rămână mereu la templu. Ei se ocupau cu corurile, ei se ocupau cu toate sărbările de închinare care aveau la templu. Locul lor era acolo și dintr-o dată fiii lui Core zic, nu ne mai putem, nu ne mai putem urca la templu, dar ne e dor să mergem acolo. Oare ce se întâmplase? Așa, între noi fie vorba. Este cu noi sora Dervășan. De multă vreme n-a mai venit la biserică.
În afară de sâmbătă trecută. De multă vreme. Doi ani jumătate. Spuneți-mi, vă rog, cât de mult ați dorit să veniți aici? Așa e. Care este cauza motivului pentru care noi nu mai zicem când mă voi duce și mă voi arăta înaintea lui Dumnezeu? Când mă voi arăta înaintea lui? De ce? Nu-i frumos înaintea lui Dumnezeu? Nu este interactiv? E boring, cum zic tinerii, plictisitor? Sunt prea obosit? Care e motivul? Acum aș vrea să vă spun că după cum observ eu aici, este într-adevăr o rugăciune. Ceea ce se întâmplă aici în Psalmul 42, versetele 1 și 2, este de fapt esența oricărei rugăciuni, care rugăciune pornește de la faptul că cineva strigă după Dumnezeu. Aș dori să copiez această expresie. Cum dorește un cerb izvorul de apă. Așa te doresc eu. Și acum, puțin de tot, v-aș invita să trecem în revistă modul în care Biblia definește rugăciunea. Și veți observa, dacă dumneavoastră ați dori să-mi spuneți cum ați înțeles dumneavoastră rugăciunea, eu v-aș da posibilitate să avem vreo 2 minute acum în care dumneavoastră să-mi spuneți ce este rugăciunea. Dacă credeți că putem face așa fiecare câte 10 secunde, atât, 10 secunde. Rugăciunea este ce? Numai puțin. Când zicem că este respirația sufletului, este o funcție a ei, ne păstrează în viață, este viața. Dar când eu mă întreb ce este rugăciunea, eu mă întreb până la urmă, Doamne, dar când se roagă un om? Ce se întâmplă în timpul rugăciunii? Care sunt mecanismele care transformă, dacă vreți, o discuție a mea cu Alexandra, cu Alex, care e aici, în rugăciune? Care e diferența între discuția mea de obicei și între rugăciune? Care e diferența? Ce e rugăciune? Separarea de cele vremelnice, mulțumesc. Un dialog cu Dumnezeu. Dar cum se realizează dialogul? Pentru că vreau să vă spun, eu vreau să port un dialog cu Dumnezeu, dar când se întâmplă acest dialog? Când am nevoie de ajutorul Lui. Mulțumesc. Altceva? Mulțumiri. Laudă la adresa lui Dumnezeu. 2 Cronici, capitolul 6 cu 19. Ce ați spus? Când e deschisă comunicarea cu Dumnezeu, problema mea este, Doamne, într-adevăr, când se deschide? Orice gând care îl rostesc ajunge la Dumnezeu? Orice strigăt ajunge? Ajung numai unele? Care sunt condițiile? Cum are loc? 2 Cronici, capitolul 6. Auziți? Totuși, Doamne, Dumnezeul meu, ia aminte la rugăciunea robului Tău și la cererea lui. Ascultă strigătul și rugăciunea pe care ți-o face robul Tău. Cum e definită aici rugăciunea? Auziți, ascultă rugăciunea și cererea lui. Rugăciunea și cererea. Apoi ascultă strigătul și rugăciunea. Cum e definită? Se folosesc cuvintele acestea interschimbabile, ca echivalente, ca sinonime cumva. Rugăciunea este cerere. Rugăciunea este strigăt. Interesant. 2 Cronici 6 cu 19 a fost, da? Psalmul 4 cu 1. Răspundem când strig, Dumnezeul neprihănirii mele. Scoate-mă la lor larg când sunt la strâmtorare. Ai milă de mine și ascultă-mi rugăciunea. Ce e rugăciunea de aici? Ascultă-mi rugăciunea. Și începutul era, răspundem când strig. Ce e rugăciunea? Un strigăt. Interesant. Psalmul 6 cu 9.
Domnul îmi ascultă cererile și Domnul îmi primește rugăciunea. Psalmul 17 cu versetul 1. Doamne, ascultă în pricina nevinovată, ia aminte la strigătele mele și pleacă urechea la rugăciunea mea. Strigăte și rugăciune, cerere și rugăciune. Observați de câte ori acestea sunt împreună. Psalmul 42 cu 8. Ziua Domnului îmi dădea îndurarea Lui, iar noaptea cântam laudele Lui și înălțam o rugăciune Dumnezeului vieții mele. De data aceasta rugăciunea este însoțită sau atașată cu ideea de laudă. Mulțumesc! Psalmul 86 cu 6. Pleacă-ți urechea, Doamne, la rugăciunea mea, ia aminte la glasul cererilor mele. Psalmul 141. Ca tămâia să fie rugăciunea mea înaintea ta, ca jertfa de seară să fie ridicarea mâinilor mele. Și așa mai departe. Strigăt și cerere. Strigăt și cerere. Rămân uimit, fraților, când Dumnezeu definește rugăciunea așa de simplu. Noi definim rugăciunea extrem de complex. Înțelegem prin rugăciune o anumită formă, anumite condiții. Fără îndoială lucrurile acestea exprimă întâlnirea noastră cu Dumnezeu. Fără îndoială. Dar în esență rugăciunea este, ce este? Un strigăt. Simplu. Atât de simplu. Foarte ciudat. Ceea ce face diferența între o rugăciune primită și o rugăciune neprimită este acest strigăt. Dacă există strigătul către Dumnezeu, Dumnezeu aude. Nu există strigăt către Dumnezeu, aia nu e rugăciune. Pe cât e de simplu, pe atât e de provocator. Când ne rugăm, strigăm sau nu? Și nu mă refer la striga cu voce tare. Nu mă refer la asta, pentru că, iertați-mă, pot să strig cât vreau. Tot nu se aude decât la 50 de metri. Nu intensitatea vocală definește rugăciunea. Existența strigătului în mine. Rămân cu această idee. Cum dorește un cerb izvoarele de apă, este ideea strigătului. Este ideea strigătului acolo. Acolo se vede un strigăt, un cerb care însetat mugește după apă. Este strigătul sufletului după Dumnezeu. Despre asta e vorba. Și acum, nu e deloc complicat, dar vreau să vă întreb, de câtă vreme n-am mai strigat către Dumnezeu? E o așa diferență între strigătul acesta despre care învățăm acum și rugăciunile noastre pe care le facem deseori, rugăciuni rostite, rugăciuni învățate, rugăciuni formale, rugăciuni care le facem, rugăciuni care le rostim pentru biserică, rugăciuni care le rostim pentru seară, rugăciuni care le rostim pentru dimineață și avem anumite lucruri, știm că trebuie să facem rugăciunea, dar întrebarea mea este, unde-i strigătul? Luca 19. De fapt e Luca 18. Simplu de tot. Versetul 35. Pe când se apropia Iisus de Ierihon, un orb ședea lângă drum și cerșea. Când a auzit norodul trecând, a întrebat ce e. I-au spus, trece Iisus din Nazaret. Pe aici, trece. Din momentul acela, omul ăsta n-a mai tăcut. Știa că trece Iisus pe acolo. Vreau să intrăm puțin în întunericul lui.
Nu știa cât de aproape. Nu știa cât de departe. Nu știa când, dacă acum e în dreptul meu. Nu știa dacă se uită la el sau nu se uită la el. Nu știa când este momentul cel mai potrivit să strige. Nu știa. Și atunci, în disperarea lui, striga într-una: Doamne, o să mă opresc când? Când o să-mi spui Tu că ești aici, atunci o să mă opresc. Rămân surprins de evenimentul acesta. Este un eveniment atât de simplu. Chiar mă întreb, și v-am mai spus dumneavoastră, mă întreb de ce evangheliștii l-au trecut aici, în Sfânta Scriptură, că e așa de simplu. Nu e nimic spectaculos. A început și a strigat: Iisuse, Fiul lui David, ai milă de mine. Vreau să vă întreb și realizați, în ce consta rugăciunea? Unde e introducerea? În numele Domnului Iisus Hristos, Tatăl nostru, venim înaintea Ta, acum că suntem 3 minute de introducere. Unde e? Unde e introducerea? Unde este partea formală? Unde e partea formală? Ceea ce îmi place mie aici, în toată treaba asta, este că strigătul acesta a dezbrăcat rugăciunea acestui om de tot ceea ce este în plus. Asta este cea mai simplă, cea mai frumoasă, cea mai autentică rugăciune pe care Domnul Iisus Hristos a auzit-o. Era atât de autentică încât oamenii n-au înțeles că e rugăciune. Au înțeles că e doar strigă. Și a venit la el, spune mai departe, și îl certau să tacă. Aici este iarăși un secret, fraților. Rugăciunea de felul acesta va tulbura. Rugăciunea de felul ăsta nu prea are nimic, cum să spun, de lux în ea. Nu are nimic de lux. Rugăciunea aceasta nu-l face pe orbul ăsta de aici să fie un om manierat. Și nu capătă trecere deloc orbul în fața celor ce mergeau acolo lângă Domnul Iisus Hristos. Dimpotrivă, rugăciunea asta îl face de râs și de rușine pe orb. Corect? Corect? Îl face de râs. De asta îl certau ăștia la să tacă. Pentru că orbul în rugăciunea lui devenea penibil pentru ceilalți. Asta e. Ți s-a întâmplat vreodată să nu te rogi pentru că te simți penibil față de ceilalți? Asta vor toți care te ceartă să taci. Asta vor toți. Asta vrea Satan. Taci. Sau fă o rugăciune așa, în care să nu știe nimeni că ai vreo problemă. Nimeni să nu știe că ai vreo problemă. Vorbește așa, în general, despre toate lucrurile, dar nimeni să nu știe că ești orb. Nimeni. Nimeni să nu știe că te doare. Nimeni. Ești orb, dar mimează că vezi. Ai probleme cu sufletul, dar mimează că ești sănătos. Nu cumva să ceri în fața celorlalți iertare de la Dumnezeu. Nu cumva să-ți mărturisești păcatele în rugăciune. Nu cumva să spui: Doamne, sunt păcătos. Nu cumva să spui: Doamne, uite, mă cert cu fratele sau cu sora. Uite, am problema cu tare. Uite, nu mă pot lăsa de. Uite, asta este lupta mea. Nu cumva să spui lucrurile astea în rugăciune. Pentru că vor vedea toți că ești orb. Vor vedea toți că ai probleme și vor râde și te vor certa ca să taci. În întâlnirea noastră de data trecută spuneam că una dintre problemele majore ale rugăciunii este disprețul. Noi începem încet încet să disprețuim jertfa de la masa lui Dumnezeu și învățăm să disprețuim. Îl disprețuim pe fratele, disprețuim pe sora, disprețuim rugăciunea aceea, disprețuim rugăciunea cealaltă. Uneori disprețuim faptul că, aoleu, uite cum cântă.
s-a apucat să cânte și ea și nu știe să cânte nimic. Păi da, nici măcar școală n-are. Ia uite, vorbește și el și de-abia vorbește. Disprețul își face și el lucrarea lui. Și este unul dintre elementele cele mai acide împotriva rugăciunii. Pe lângă dispreț mai este și asta, îl certau să tacă. Și frații mei, repet încă o dată, este lupta lui Satan ca să distrugă spiritul, duhul rugăciunii și autenticitatea în noi. Asta este ceea ce vrea Satan, să distrugă sinceritatea în noi. Nu cumva să poți fi sincer la biserică. Nu cumva să strigi ca orbul Bartimeu la biserică. Păi vreau să te întreb, dacă nu e sincer la biserică, atunci unde vei fi sincer? Cunde? Acasă, cândva, când sunt numai eu, când nu... Probabil că este bine, vom vorbi și despre lucrul acesta. Nu chiar toate lucrurile trebuie spuse în public. Cu toate acestea, noi va trebui să rămânem onești înaintea lui Dumnezeu, chiar dacă oamenii ne ceartă. Rugăciunea trebuie rostită. Când îl certa oamenii, spuneți-mi ce făcea el. Poftiți? Era căpos, așa e? Era căpos, era încăpățat. Păi fraților, n-avea altă șansă. Ăștia îl certau și îl făceau semn să tacă și el mai tare. De ce? Pentru că, iertați-mă, dar ăștia care îl certau, îl încurcau. Ei veneau și ăștia vorbeau cu el să tacă, iar el trebuia să strige în așa fel încât să-i acopere și pe ăștia și să fie sigur că aude și Domnul Iisus Hristos. Vă rog frumos, gândiți ca orbul acesta. Gândiți ca orbul Bartimeu. Gândiți că cei ce vă ceartă vă încurcă. Vă încurcă. Și pentru că ei vă încurcă, trebuie să strigați mai tare. Și când cineva vă spune, te rog frumos, nu te ruga, te rog frumos, vezi că nu te pricep, te rog frumos, vezi că mă încurci, vezi că mi-e rușine cu tine, în momentul acela roagă-te înaintea lui Dumnezeu mai tare. Și acum, ca paranteză, asta nu înseamnă că trebuie să fim din topor. Asta nu înseamnă că trebuie să fim insensibili. Asta înseamnă că fiecare dintre noi trebuie să aducem la Dumnezeu cel mai frumos lucru pe care îl avem. Rugăciunea noastră să fie acea rugăciune pe care îngerii n-au auzit-o niciodată. Despre asta e vorba. Dar vom fi certați și atunci. Și atunci vom fi certați. Când te ceartă, strigă mai tare către Dumnezeu. Iisus s-a oprit. A poruncit să-l aducă la el. După ce s-a apropiat, l-a întrebat, ce vrei să-ți fac? Mai striga? Mai țipa? Nu. Când Domnul a venit aproape de el, când Domnul l-a întrebat, când Domnul a început să dialogueze cu el în momentul acela, angoaza lui, teama lui, s-a liniștit. A putut să vorbească cu Domnul încet, ca la un prieten. Și răspunde, Doamne, știi... Să capăt vederea, că de-aia țipam. Sunt orb. Iisus i-a zis, simplu, capătă-ți vederea. Și gata. Lucrurile mari, problemele mari ale vieții s-au rezolvat aici. Simplu. Capătă-ți vederea. Vreau să vă întreb, care a fost cea mai grea etapă a acestei minuni? Care a fost cea mai grea etapă a acestei minuni? Rugăciunea. Vedeți, cea mai grea etapă a fost ca orbul acesta să ajungă la Iisus. După ce a ajuns la Iisus, a fost foarte simplu. Asta este rugăciunea, fraților. Rugăciunea este drumul nostru până la Domnul Iisus. Uneori s-ar putea să fie lung, s-ar putea să fie cu probleme, dar nu uitați, rugăciunea este un strigăt. Nu vă opriți. Haideți să nu ne oprim din strigat, niciunul dintre noi. Să nu ne oprim din strigat. Să strigăm la El pentru viața noastră.
Să strigăm la El pentru viața copiilor noștri. Să strigăm la El pentru biserica Lui. Să strigăm la El pentru vremea aceasta care este extrem, extrem de tulbure. Pentru toți aceia care doriți să strigați, nu uitați, există timp și loc pentru rugăciune. Veniți cu strigătul dumneavoastră acolo. Dumnezeu vi-l va primi. Faceți ca drumul acesta între Dumnezeu și noi să se scurteze. Psalmul 42 întreba, când mă voi arăta înaintea Lui? Putem să ne arătăm înaintea Lui. Frații mei, veniți. Veniți înaintea Lui Dumnezeu. Cu toată inima, cu tot sufletul, strigând. Amin. Vin cu toată inima și cu toată bucuria imnul 617, Pe Dumnezeu rugați. Thank you.
Tatăl nostru care locuiește în ceruri, venim înaintea Ta ca biserică, așa cum stăm închinați, plecați în rugăciune și dorim să lăudăm numele Tău, dorim să-Ți mulțumim pentru toate binecuvântările pe care le-am primit din mâna Ta până în prezent. Îți mulțumim pentru că în acest serviciu divin, la început de sabat, ne-ai vorbit din nou sufletelor noastre și ne-ai arătat cât de mult avem nevoie de Tine. Dorim prezența Ta și dorim lucrarea Ta în viața noastră, așa cum dorește un cerb izvoarele de apă rece. Te rugăm să ne înveți cum să ne rugăm, ajută-ne ca strigarea inimii noastre să fie plină de viață, plină de energie și în felul acesta să avem o comuniune continuă, deschisă cu Tine, pentru ca Tu să sfințești viața noastră. Îți mulțumim pentru că vei răspunde fiecare nevoie a fiecăruia dintre cei prezenți. Îți mulțumim pentru că asculți glasurile noastre și de aceea Te lăudăm și Îți mulțumim pentru că Tu ai pregătit pentru noi cele mai bune lucruri. Prin numele Domnului Iisus. Amin.